Elena Udrea a fost condamnată în dosarul Gala Bute și a primit 6 ani de închisoare cu executare. Ei bine, la scurt timp, după decizia instanței, fiind dată în urmărire generală, a fost oprită în trafic. Asta se întâmpla în apropiere de Vama Culata. Există informații cum că ar fi fost localizată prin intermediul telefonului mobil. Da, și asta pentru că plecase din țară ieri dimineață, a trecut granița prin Vama Giurgiu și se pare că și-ar fi așteptat sentința la Sofia, de unde ar fi pornit spre Grecia. Elena Udrea nu a apucat să ajungă prea departe după ce a ieșit din țară. A fost prinsă de polițiștii bulgari aproape de granița cu Grecia. În urma cooperării dintre structurile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și autoritățile din Bulgaria, femeia, pe numele căreia este emis un mandat cu executarea pedepsei cu închisoarea, a fost depistată pe teritoriul Bulgariei. Udrea a fost condamnată definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute. Un complet format din 5 judecători de la Curtea Supremă a respins ca nefondate contestații în anulare depuse de Elena Udrea și ceilalți inculpați în dosar. În jurul orei 15:30, polițiștii au mers să o caute la vila din Corbeanca, acolo unde are domiciliul, pentru punerea în aplicare a sentinței. Ați găsit-o acasă? Nu este acasă. Ați căutat-o la toate adresele? La toate adresele. Știți cumva unde ar putea fi? Sunt mai multe adrese. Mai multe adrese la care ați căutat-o sau? Poliția o caută la mai multe adrese. La acel moment, Elena Udrea era plecată din țară de câteva ore bune. Nu avea nicio interdicție în acest sens. Persoana în cauză a părăsit teritoriul țării în cursul dimineții de 7-a 4-a 2022, pe care terestră, în mod legal, deoarece nu avea restricționat dreptul la liberă circulație de către instituțiile competente. Același lucru îl declară și Poliția Capitalei. Facem precizarea foarte clară că persoana care nu a fost depistată nu avea dispuse măsuri preventive sau interdicții. Și în iunie 2018, înainte de pronunțarea unei decizii definitive a justiției tot în dosarul Gala Bute, Elena Udrea a ieșit din țară prin Vama Giurgiu. Destinația? Grecia, iar apoi Costa Rica. În țara din America Centrală a fost depistată de autorități și a stat 2 luni în arest, până când, în urma unei decizii a Curții Constituționale, condamnarea din România a fost anulată. Elena Udrea a fost eliberată, iar câteva luni mai târziu a revenit în România. Eu m-am întors de bunăvoie din Costa Rica și nu cred că se pune problema ca în acest moment să fie vreun risc că eu să plec undeva, câtă vreme mi-am asumat să vin să trăiesc în România. Mi-am dorit să mă întorc și vă amintesc că plecarea mea s-a datorat unei decizii abuzive a instanței. Nu a confirmat-o doar Curtea Constituțională, a confirmat-o avocatul general de la Curtea Europeană de Justiție. În urmă cu câteva zile, Elena Udrea a fost surprinsă de paparazzi în zona de nord a capitalei. Potrivit mediaflux.ro, Udrea se grăbea atunci să ajungă la un prânz cu un grup de apropiați. Pe lângă anii pe care îi va petrece în închisoare, Udrea trebuie să plătească despăgubiri de aproape 3 milioane de euro către Autoritatea Națională pentru Turism și să achite aproape 900 de mii de euro către doi martori. De asemenea, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a aproape 1 milion de lei de la fostul ministru al turismului.